Vă povesteam înainte de publicitate că avem câteva propuneri artistice pentru voi în această perioadă. Să știți că se va lansa filmul documentar New Together. Este un film realizat la inițiativa Forumului Cultural Austriac București, acolo unde 60 de artiști români și austrieci au fost invitați să-și pună problema viitorului lor artistic în context pandemic. Pe această cale vă invit să urmărim împreună câteva imagini și apoi să rămâneți alături de noi pentru că vom continua discuția cu invitații pe care am alături de mine. COVID-19 can be characterized as a pandemic. Attention, please. Ministrul Sănătății va ține sub control. Alături de mine în această dimineață se află Carmen Lidia Vidu, deja prietena noastră și regizoarea filmului pe care vi l-am propus în această dimineață, și de asemenea Andrei Popov, director adjunct al Forumului Cultural Austriac și producător executiv al New Together. Bună dimineața și bine ați venit și revenit! Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit și mulțumim de invitație! Și noi mulțumim că v-ați alăturat matinalului. Știu că e de vreme, dar sunt convinsă că ceea ce vreți să împărtășiți cu publicul este relevant pentru cei care ne urmăresc în această dimineață. Și Carmen deja mi-a șoptit că ideea acestui film documentar îți aparține, Andrei, așa că te întreb pe tine cum s-a insinuat în mintea ta această idee de a cere o perspectivă a artiștilor asupra viitorului. Să spunem că a fost o întâmplare. Cred că asta este cea mai bună descriere. A fost o întâmplare în perioada carantinei, la momentul respectiv. Vă aduceți aminte, stăteam cu toții în casă, eram cu toții îndreptați foarte mult asupra noastră înșine și încercam să vedem ce se întâmplă cu noi. Era incertitudinea aceea că nu știam ce va fi. Și atunci am încercat să facem un fel de exercițiu de liniștire personală, să spunem așa. Am încercat să vedem ce facem dacă ieșim din contingent, dacă ieșim din imediata noastră realitate și ne proiectăm puțin în viitor. Pentru că, așa cum știți foarte bine, asemenea momente de răscruce sunt foarte bune pentru... pentru a trage o linie, pentru a vedea ce a mers, ce n-a mers și ce se poate întâmpla pe mai departe. Și cum artiștii sunt oglinzile comunităților noastre și ale societăților noastre, ne-am gândit să facem apel la artiști să ne spună cum se văd pe ei înșiși evoluând și, prin urmare, comunitățile și societatea în general, și cum cred ei că arta lor ar putea să fie determinantă mai încolo pentru societăți, pentru comunități și așa mai departe. Și așa am început să contactăm artiști și să punem cap la cap, într-un fel, într-un dialog absolut indirect, aceste mărturii. Și una dintre primele persoane pe care mi-aduc aminte că am contactat-o atunci a fost Carmen, pentru că Carmen are un simț absolut extraordinar al realității și al mersului istoriei pe care o trăim cu toții, nu istoria cu I mare, așa cum spunea, ci cu istoria cu I mic. Și am făcut apel la ea la momentul respectiv pentru că am vrut tocmai să vedem care este pulsul oarecum al acestei al acelei perioade. Și după aceea restul a fost istorie. un singur lucru, după ce s-a terminat acest proiect, care a durat o lună și jumătate, am încercat să
punem cap la cap și atunci din nou Carmen a intervenit în acest proces pentru a duce mai departe acest experiment pe care l-am făcut noi cu mijloacele noastre. Carmen, tu, din punct de vedere regizoral, cum ai interacționat cu aceste perspective? Mi-au făcut foarte mult bine. În acea perioadă, acum ne vorbim foarte relaxați, suntem la televiziune, promovăm cultura, dar în acel moment era foarte multă panică și eu sunt un om rațional, sunt capricorn, că tocmai am vorbit de zodii până să intrăm în live, cu picioarele pe pământ și cu toate acestea vă spun sincer că mi-am pus o cruciuliță înainte, pe ușă de la intrare, fiindcă am primit un mesaj pe WhatsApp de la o doamnă vecină, nu știu, nici mai știu de unde și cum o cunosc, că i s-a spus la biserică că vine îngerul morții și că o să bate la toate ușile și că dacă nu o să vadă o cruciuliță. Deci era un haos, era o panică, inclusiv ființele raționale erau așa, să nu murim, să nu murim, să nu murim, toată lumea vrea să nu moară. Deci în momentul în care am făcut, prima dată, în momentul în care am înregistrat scurtul feedback al meu vis-a-vis de ce simt, ce trăiesc și pe aceea când mi-am dat ok-ul, da, hai să legăm toate materialele, să facem filmul, momentul a fost unul de panică, de lipsă de control, de nu știi ce simți, ce gândești, foarte intens. Acum mi se pare destul de ridicol, nu doar ce am spus eu, și foarte mulți dintre artiști, fiindcă se simt, nu ridicol, ridicol e un cuvânt nepotrivit, dar se simte panica în ochii noștri și în momentul în care am început să-i ascult pe ceilalți 59 de artiști, din acești 30 din România, 30 din Austria, mi-a făcut extraordinar de mult bine să simt că nu sunt nebună, să simt că nu sunt singura care împărtășește frica, izolarea, unii au fost mult mai stăpâni și mi-a făcut bine, unii au fost la fel de fragili ca mine și mi-a făcut și mai bine, unii au fost organizați și am simțit că pot prin discursul lor să respir și să găsesc niște portițe sau niște geamuri de vadare. E extraordinar să poți să dialoghezi, să simți alte discursuri care vorbesc despre ceea ce trăiești tu la momentul acela, moment zero. A fost o terapie pentru mine acest montaj, realizarea filmului, dincolo de realizarea unui produs cultural. A fost terapie și cred că asta se va întâmpla cu foarte mult lume din public când va viziona filmul și va spune: da, mă, domnule, că nu sunt, uite, și oamenii ăștia deștepți au avut problemele mele și sentimentele mele, ba chiar uite-te, pot să și râd de ei, sau uite, el s-a articulat mai bine. Deci cred că filmul New Together e dincolo de un produs cultural, e unul terapeutic și sper că pe viitor antropologic, adică să rămână o mostră de uite ce s-a întâmplat la un moment zero de o intensitate fabuloasă în istoria omenirii. Cred că ceea ce a făcut Carmen este absolut extraordinar, pentru că este meritul ei de a fi pus ordine în toate aceste idei, pentru că materialul cu care a lucrat însumează câteva zeci de ore bune, da, cred. Da. Să alegi partea cea mai importantă, să alegi ideile cele mai importante. După părerea noastră, a mea, a noastră, a forumului, Carmen a creat, mai mult decât un document, Carmen a creat un dicționar al ideilor pandemiei. Frumos, foarte frumos. Cred că în acest compendiu, dacă îl pot numi așa, veți găsi tot ce am experimentat noi toți la momentul respectiv. Este o sinteză a trăirilor, a ideilor, a gândurilor, de la optimism la pesimism, în toate nuanțele de gri și nu numai de gri. Este un film care te ține, este un film în care descoperi foarte multe lucruri, indiferent de cât de multe ori l-ai vedea, și te vei recunoaște foarte mult acolo. Așa cum spunea și Carmen, nu am fost singurul să trăiesc chestia asta. Da. Mi se pare că noi în momente dificile avem tendința să fugim, să lăsăm lucrurile nerezolvate, să nu procesăm foarte bine traumele care se agață de noi și ne influențează comportamentul vrând nevrând. Prin urmare, eu simt că e necesar proiectul vostru și e necesar să-l urmărim și să digerăm poate acum, după ce a trecut ceva timp, ce ni s-a întâmplat în acea perioadă. Se va vorbi mult despre asta.
ne va schimba parcursul din punct de vedere al umanității radical, toată experiența prin care am trecut. Și spuneai, Carmen, că noi toți ne-am gândit, nu vreau să mor, nu vreau să mor, dar oare am intrat în energia lui, vreau să trăiesc? Nu, nu, nu am intrat și cred că e ca după un viol sau abuz, nu vorbești. Și cred că și oamenii, oh, Doamne, prima oară când ne-am cunoscut, am venit cu un spectacol documentar despre Revoluție. S-au săturat oamenii. Acum s-au săturat și de pandemie. Cred că lucrurile astea nediscutate te fac să pleci cu un bagaj de răni și de abuzuri în tine mai departe și să devii un adult agresiv, lipsit de respect față de ceilalți, să nu înțelegi rolul tău în societate. Deci, indiferent că te-ai plictisit sau nu de Revoluție sau de pandemie, fă bine și investește în înțelegerea ta vis-a-vis de lumea asta, fiindcă altfel te trezești un bătrân, un adult, cu enorm de multe răni pe tine. Și filmul ăsta, New Together, de exemplu, dincolo de discursul nostru, care poate să fie un pic rece pentru public, dar cei care vin la film văd secvențele filmate în bucătărie, în curte, printre niște copii absolut super energici. Sunt momente de realitate, te recunoști și în mobilier, și în sala de repetiție, unde s-au filmat, și în bucătăria lor, recunoști sunetele, fiindcă toți stăteam acasă și deja sound design-ul acestei pandemii era liniștea aia infernală de mormânt, de Armagedon în oraș, doar sunetul salvării și sunetul bucătăriei sau a tastelor. Deci a fost foarte interesant să studiez, fiindcă... Și documentarele astea sunt interesante și pentru public, fiindcă îți fac realitatea mult mai prietenoasă, dar și cu un grad superior de înțelegere. E foarte interesant. Adică e un pachet, cred că ideal din punctul ăsta de vedere. Știți, cred că este foarte important de spus un lucru. Sigur, avem în acest film, există nume foarte mari, atât din Austria, cât și din România. Dar faptul că ei sunt vedete sau oameni foarte importanți la un anumit moment dat devine secundar, pentru că îți dai seama că oamenii aceștia sunt făcuți din aceeași carne și același sânge ca și noi, cei care nu suntem deloc vizibili, și că am împărtășit și că împărtășim aceleași senzații. Faptul că ei sunt în lumina reflectoarelor, să spunem, nu schimbă lucrurile. Ei au trăit pandemia la fel cum am trăit-o noi toți. Au trăit pandemia în România sau în Austria, așa cum a fost trăit în Franța, în Ungaria, în Bulgaria, peste ocean și așa mai departe. Până la urmă, faptul că, sigur, ei sunt modele și ne raportăm la aceste modele și este foarte bine că se întâmplă așa, dar modelele astea ne ajută în condițiile astea să ne repoziționăm și noi înșine, în interiorul comunității, și cred că asta este important cu grația acestui film. Am foarte multe întrebări pentru voi și din nefericire nu mai avem timp în această dimineață. Mi-ar plăcea să ies cu voi într-o seară și doar să povestim. Cred că ar fi util ca cei de acasă poate să reușească să pună întrebări artiștilor care au participat la acest proiect. Să-i întrebe mai multe, sunt convinsă că vor rămâne cu foarte multe întrebări, chiar dacă și cu o mare clarificare și o mare înțelegere a faptului că toți am simțit la fel, într-un mod diferit, dar totuși comun. Se vorbește mult despre traume transgeneraționale și ne preocupăm să vindecăm traumele bunicilor, străbunicilor care au fost în mari războaie de-a lungul istoriei, dar cred că e important să înțelegem, să vindecăm trauma noastră a generației de astăzi, ca noi de acum înainte să nu mai trimitem peste timp același bagaj. Vă mulțumesc tare mult, vă felicit și abia aștept să văd filmul documentar. Mulțumim foarte mult! O să încercăm să vă ținem și informați puțin în această perioadă și să știți că există reguli noi pentru anul școlar care bate la ușă. Ordinul Comun al Miniștrilor Educației și Sănătății aduce schimbări substanțiale față de anul trecut. Astfel, după depășirea ratei de infectare de 6 la 1000 de locuitori, toate orele se vor desfășura online. De asemenea, vor fi două scenarii în cazul în care apare un caz de infectare cu SARS-CoV-2 într-o clasă, au anunțat cei doi miniștri. Scenariile stabilite sunt în cea mai mare parte cunoscute. Până la atingerea ratei de infectare de 6 la 1000 de locuitori în localitate,
toate creșele, grădinițele și școlile vor funcționa cu prezență fizică. După depășirea ratei de infectare de 6 la 1000, rămân deschise creșele și grădinițele. Toți elevii intră în online, cu o singură excepție. Învățământul special. Astfel, pentru învățământul special, activitățile de terapie, activități prin care elevii cu cerințe educaționale speciale învață să supraviețuiască, vor fi permise și după depășirea ratei de infectare de 6 la 1000. Este singura excepție, a precizat ministrul Educației. După depășirea ratei de infectare de 6 la 1000, nu vor mai fi permise nici măcar activitățile remediale. Sorin Câmpeanu a adăugat că ordinul comun al ministrilor Educației și Sănătății este în forma finală, însă va fi semnat doar după abilitarea de către CNSU. Măsurile de prevenție care se mențin, discutăm aici de distanțarea fizică, de aerisirea quasi-permanentă a spațiilor închise din școală, punând accent mai ales pe spațiile cu risc mare de transmitere. Discutăm de locurile de luat masa și de sălile de sport, de menținerea obligativității purtării măștii în spațiile din interior. Am ajuns la un consens în ceea ce privește tipul de mască purtat. Am recomandat purtarea măștii de tip medical pentru că este standardizată, dar am revenit și cu câteva precizări despre condițiile pe care măștile de tip textil trebuie să le îndeplinească pentru a putea fi acceptate, și anume să fie adaptate feței și să acopere corect nasul și bărbia. Și am precizat că se interzic alte tipuri de dispozitive care sunt uneori folosite pe post de mască. De asemenea, ministrul Sănătății Ioana Mihăilă a explicat că în eventualitatea apariției unui caz de COVID-19 într-o clasă, dacă este cazul elevilor de până la clasa a 6-a, copiii trec în online timp de 2 săptămâni și există posibilitatea testării. Dacă rezultatele vor fi negative, copiii se pot întoarce la ore. Apar și primele reacții după ordinul comun al ministrilor Educației și Sănătății despre noile condiții de începere a anului școlar. Reprezentanții asociațiilor elevilor și ale părinților acuză că nu au văzut documentul și au aflat despre noile reguli în direct la televizor. Acest ordin comun a fost efectiv ascuns de către partenerii sociali. Mă refer la noi, mă refer la asociațiile elevilor și la sindicate. Nu ni s-a întâmplat până acum cu niciun ministru care a fost în funcție să ni se ascundă un document, nu înțelegem secretomania. Pentru că de la oricine putea veni un punct de vedere avizat. Modul în care autoritățile au decis să stabilească scenariile pentru începerea noului an școlar aduce și nemulțumirea elevilor. Reprezentanții acestora spun că aveau și ei un punct de vedere, dar nu au avut posibilitatea să și-l exprime. Elevii și părinții și profesorii ar trebui să poată să-și dea o opinie asupra unui ordin care, în final, tot de ei depinde. Ordinul este în varianta finală, însă va fi semnat doar după abilitarea de către CNSU. Ceea ce ați urmărit în imaginile precedente este spotul publicitar al Superfestivalului, ajuns la ediția a 9-a. Noi ne-am întâlnit și anul trecut cu ei, nu chiar cu ei, dar aproximativ. Și aș vrea să-i felicit pentru faptul că ei continuă acest proiect care este necesar pentru adolescenții care vor să simtă faptul că părerea lor artistică este importantă. Aș vrea să-i salut pe Eva Todică și Paul Dojoiu, ambii sunt organizatori ai festivalului. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața, mulțumim! Bună dimineața, mulțumim de invitație! Felicitări și cred că o să devină o tradiție să mă întâlnesc în fiecare an cu fețe noi. Cumva vă admir pentru faptul că există așa o comunicare între echipa de anul trecut, echipa de anul acesta. Sunt convinsă că și voi veți face același lucru pe mai departe și veți da informațiile necesare pentru că acest proiect să continue. Iată, ați ajuns la ediția 9-a și aș vrea să-mi povestiți, nu știu, cine e mai curajos dintre voi în dimineața asta? Păi, Paul, începe? Să încep? Spune-mi tu, Paul, de ce există acest festival? Care e intenția lui?
Festivalul există pentru a asigura accesul adolescenților și pentru a le facilita accesul, de fapt, tuturor adolescenților, câtor mai mulți, de fapt, din România, la educație artistică. Este scopul cu care a început festivalul și este clar ceea ce încercăm în continuare să facem și ceea ce ne iese din ce în ce mai bine de la un an la altul. Și sperăm să ne iasă și mai bine în viitor. Eva, ce aduce nouă ediția de anul acesta a Superfestivalului? Ca în fiecare an avem ateliere de creație pentru adolescenți, ne străduim de fiecare dată să le facem cât mai accesibile. Deci și pentru adolescenți din provincie ele sunt accesibile și noi le asigurăm cazare la București și ne ocupăm de ei să fie totul bine și în siguranță și să simtă bine aici. Avem pe lângă ateliere care sunt de jurnalism și fotojurnalism, poezie, film și educație cinematografică și curatoriat, teatru și dans. Ediția aceasta, deși a fost cea mai greu de organizat, de până acum este și cea mai mare și cu cele mai multe activități. Și pe lângă acestea vă așteptăm la spectacole de teatru, concerte, filme în competiție, filme care nu sunt în competiție, toate făcute de adolescenți. Mie mi se pare fantastic ce faceți și sunt curioasă unde ați fost toată copilăria mea. Simt că aveam și eu nevoie de un astfel de context, să întâlnesc oameni pasionați de artă cu care să pot să vorbesc un limbaj comun și cu care să simt că pot să construiesc pe termen lung. Pentru că de multe ori, ca adolescenți, ni se întâmplă să ne lovim de refuzul părinților, să ne spună alege ceva mai serios, nu ți se potrivește, dar cum o să trăiești, o să mor de foame. Voi cum interacționați cu toate părerile astea din exterior, având în vedere că deja voi sunteți ca un fel de celulă și funcționați împreună? Clar, asta am simțit și noi în momentul în care am luat prima dată contact cu ceea ce era super. Eu, de exemplu, sunt exact produsul acestui festival, eu sunt exact organizatorul care a venit parte din festival dorindu-și să ajute festivalul să facă ceea ce își propune să facă după ce a luat contact ca participant cu inițiativele și proiectele festivalului. Eu, când am ajuns prima oară la Super, eram în clasa 10-a și știu că exact reacția asta am avut-o. Wow! Ok, acum pot să interacționez cu oameni care vor același lucru de la viață ca și mine și pot să fiu, mă simt acceptat aici. Pot să fiu parte dintr-o comunitate. Eva, cum se poate participa la acest festival? Care sunt condițiile? Pot și eu, chiar dacă nu mai sunt super adolescentă, să particip? Din păcate nu. Poți participa ca spectator, de ce nu trainer, despre jurnalism. Interesant. Sau... Ok. Putem discuta. Avem și discuții cu oameni din industrie. Facem și evenimente de networking pentru adolescenți. Deci, clar, se poate participa la festival chiar dacă nu mai suntem la liceu. Și pentru adolescenți, colurile noastre sunt deschise în fiecare an pe Facebook, Instagram, pe site-ul nostru. Deci, super festival, urmăriți-ne pe aceste platforme și veți afla despre toate evenimentele și activitățile pe care le facem. Paul, cum te-a influențat experiența de a fi participant inițial și apoi organizator? Ai văzut lucrurile altfel, fiind în miezul problemei și confruntându-te poate cu lucruri pe care tu simțeai că le poți îmbunătăți ca organizator? Clar. Așa, de exemplu, a apărut prima proiecție Incidental Politics din cadrul Super, care acum nu mai există, pentru că s-a transformat în altceva și o să vorbim un pic mai târziu în ce. Da, eu simțeam o nevoie de a exista după proiecțiile, de exemplu, de filme ale adolescenților de la Super, niște discuții cu jurnaliști, cu activiști, cu persoane care cumva sunt mult mai documentate în legătură cu anumite subiecte sociale și politice, pentru a înțelege un pic mai bine ce se întâmplă acolo. Clar, adolescenții care făceau filmele alea încercau să discute despre anumite subiecte foarte relevante, dar clar nu reușeau să o facă complet sau nu reușeau să o facă foarte, insightful. Și asta a fost de fapt primul lucru pe care l-am făcut în calitate de organizator, de exemplu, la Super. Am creat această proiecție care se chema Incidental Politics și care era urmată de o discuție cu jurnaliști, activiști și așa mai departe. Da.
Și ulterior, chestia asta s-a transformat într-un program mult mai, într-un program curatorial mult mai amplu, în care, mă rog, încercăm ca filmele pe care le aducem în cadrul festivalului să le împărțim un pic mai bine, un pic mai nu știu cum să zic, un pic mai structurat. Structurat, da, clar, un pic mai structurat și discuțiile care să se petreacă după să se petreacă mult mai specific cumva. Eva, de multe ori când luăm decizii, le cântărim în funcție de beneficiile pe care ni le aduc deciziile respective. De ce ar trebui un tânăr licean să participe la Super? Ce ar avea de câștigat, uite, din experiența ta? Pe tine cum te-a îmbogățit acest festival? Cred că pe lângă sentimentul acela de a fi văzut și recunoscut, prima dată și am avut filme la Super când eram în liceu și este un sentiment minunat să-ți vezi filmul proiectat sau opera de artă expusă, pentru că ai impresia, mai ales din Piatra Neamț, venind la București, ai impresia că ești așa apart pe lumea, pe harta lumii artistice din România. Deci pe lângă acest sentiment de împlinire și mândrie pe care îl simți, faptul că intri în contact cu foarte mulți adolescenți, foarte mulți profesioniști de toate vârstele, de la care poți învăța și cu care poți colabora în viitor. Și din experiența mea, evenimentele de genul acesta pun bazele unor relații care se păstrează pe termen foarte lung și prietenii pe care ți-i faci la un atelier, la un festival, devin foarte ușor colaboratori în viitor, în viața profesională. Ați spus că ediția de anul acesta a fost cel mai dificil de organizat din anumite puncte de vedere. Paul, cu ce dificultăți v-ați confruntat anul acesta, pe lângă pandemie? Că bănuiesc că asta este la ordinea zilei și fiecare organizator de evenimente culturale trece pe același drum cumva. Da, 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 clar, te obișnuiești la un moment dat. Marea problemă de anul acesta, din păcate, au fost banii, pentru că nu am mai primit finanțarea cu care eram obișnuiți de la... Cred că de la ediția a patra încoace, noi fiind la ediția nouă anul acesta, nu am mai primit banii de la AFCN, de la Administrația Fondului Cultural Național, și asta pentru că a fost într-adevăr o scădere de buget, din păcate post-pandemică. Și găsindu-ne în fața acestei situații, cea în care voiam să facem un festival care trebuia să fie mai mare decât în anul precedent, pentru că mereu ne dorim asta și clar asta e ambiția noastră permanentă, nu aveam resursele. Oamenii erau acolo, dar nu mai știam dacă o să mai fie, pentru că nu aveam cu ce să-i plătim. Și... ușor, ușor, din donații private, dintr-o campanie de crowdfunding pe care am făcut-o, de la cei doi sponsori principali pe care am reușit să-i găsim într-un final, am reușit să facem ediția de anul acesta. Dar da, e cumva trist că se întâmplă chestia asta. Este trist că o inițiativă culturală care durează de atât de mult timp și care este cea mai mare de tipul acesta din România, cea mai mare care să vizeze adolescenții, nu, adică se găsește într-o poziție financiară atât de precară. Paul, permite-mi să-ți ofer o perspectivă personală acum pe final. Eu cred că cu ceea ce se confruntă cei de la FCN e o situație destul de ingrată, pentru că având un buget limitat și proiecte foarte frumoase de susținut, îți vine foarte greu să alegi. Nu cred că le-a fost ușor să vă refuze. Pe de altă parte, felul în care s-au întâmplat lucrurile pentru voi va determina pe voi să faceți rost de finanțare. V-a arătat vouă că sunteți perfect capabil să vă descurcați și fără susținerea statului. Probabil că asta este direcția spre care tinerii vor merge de acum înainte. Cred că va trebui și vom putea să devenim din ce în ce mai independenți, chiar și din punct de vedere financiar. Vă felicit din tot sufletul pentru ceea ce faceți. Sper să aveți un festival așa cum vi-l imaginați voi, să aflați și alte lecții importante și, bineînțeles, vă aștept din nou și anul viitor la ediția 10. Mulțumim tare mult! Mulțumim! Mulțumim! O să vă mai spun câte ceva în această dimineață, pe lângă concluziile mele personale. Să știți că vin astrele și ne lămuresc în mai multe aspecte ale vieții și eu zic să le ascultăm, pentru că urmează horoscopul zilei.
Berbec. Pe plan profesional, partenerii de afaceri sau chiar superiorii pot veni la tine cu o propunere destul de interesantă pentru un proiect major. Sarcinile vor fi numeroase și aproape că nu vei mai avea timp liber, însă ai multe de învățat, iar beneficiile sunt pe măsura muncii depuse. Taur, în prima parte a zilei te confrunți cu o problemă mai delicată. Este posibil ca unul dintre colegii de la muncă să-ți pună bețe în roate. Ai răbdare și încearcă să rezolvi această situație cu mult profesionalism. De asemenea, un prieten îți poate da un sfat foarte bun de care vrei să ții cont pe viitor. Gemeni, ziua de astăzi nu este una foarte bună pentru interacțiuni sentimentale. Deși ești foarte emotiv, îți este destul de dificil să-ți exprimi stările și poți face câteva greșeli în discuțiile pe care le ai cu persoanele din jurul tău. De aceea încerci să petreci mai mult timp singur. Rac, astăzi primești o veste de departe care îți poate schimba viața. Poate fi vorba despre un proiect important sau o colaborare cu un partener de afaceri. Decizia pe care urmează să o iei îți va aduce numeroase beneficii financiare și profesionale, însă îți va răci relația cu partenerul de cuplu. Leu, după o perioadă mai aglomerată în care te-ai concentrat mult asupra vieții profesionale, este timpul să-ți îndrepți atenția și asupra persoanelor dragi din viața ta. În cazul în care ești singur, spre seara ai posibilitatea să întâlnești un posibil partener de cuplu. Fecioară, în relația cu partenerul de cuplu, lucrurile par să se îndrepte către drumul cel bun. Trebuie însă să ai răbdare și să încerci să înveți să faci compromisuri. De asemenea, oferă-i partenerului de cuplu libertatea de care are nevoie. Balanță. Astăzi pare să fie o zi destul de liniștită pentru tine, în care ai ocazia să te bucuri de compania persoanelor dragi. Este posibil ca un om mai în vârstă să-ți aducă o veste frumoasă care îți poate schimba destul de mult viitorul. Scorpion. Încă de la primele ore ale dimineții ești foarte agitat și faci tot posibilul să-ți consumi energia într-un mod cât mai constructiv. Tascurile și întâlnirile de afaceri par să fie pe lista de priorități. Spre seară ieși în oraș în compania prietenilor sau a partenerului de cuplu. Săgetător, astăzi este posibil să fii nevoit să mergi la cumpărături pentru o persoană foarte dragă. Vrei să-i cumperi un cadou pentru a-i mulțumi pentru sprijinul oferit în această perioadă. Cel mai probabil îți achiziționezi și tu câteva haine cu care să-ți reînnoiești garderoba de toamnă. Capricorn, prima parte a zilei este una foarte frumoasă pentru tine. Primești un telefon din partea unei persoane care a însemnat foarte mult pentru tine, însă de care viața te-a despărțit la un moment dat. Deciziile pe care le iei în această perioadă vor fi din inimă. Vărsător, în această săptămână ai rămas cu numeroase task-uri în urmă, motiv pentru care încerci să-ți planifici altfel timpul, astăzi altfel încât să reușești astăzi să le rezolvi și să faci tot ceea ce îți propui. Nu vrei ca weekendul să fie ocupat cu probleme profesionale, iar seara este pentru relaxare. Pești, primele ore ale dimineții te găsesc concentrat asupra vieții profesionale, astrele sunt de partea ta și îți scot în față oportunități noi de colaborare. Partenerul de cuplu este alături de tine și îți oferă tot sprijinul moral de care ai nevoie în această perioadă. Aflăm în detaliu horoscopul zilei pe horoscop.uipa.ro și mai departe vă propun să facem și o călătorie. Ne-am demnat, Ileana, voi cu Ghinea să nu părăsim neapărat țara, dar putem să călătorim virtual cu prietenii noștri de la Haihuin 2, care au și un element deosebit în această dimineață, un caiac de sticlă. Vă invit să aflați mai departe despre ce este vorba. Bună dimineața tuturor! Bună dimineața! Este ultima noastră zi în Lake Tahoe și astăzi o să mergem într-un tur, va fi o surpriză până și pentru noi, iar asta la recomandarea prietenilor noștri ce locuiesc aici, în această zonă. Și vom merge cu cei de la Clearly Tahoe. Și vom da o tură cu caiacul. Vă aștept sincer, pentru că ați văzut și voi ce culoare are apa, ce peisaje minunate sunt în această zonă și cred că în ziua de astăzi ne va oferi imagini diferite față de ceea ce am văzut zilele trecute. Corect, da. Haideți să mergem. Am ajuns în locul în care vom pleca în acest tur. Vreau să precizez faptul că e fum astăzi. Nu prea avem noroc și nu știu cum o să se vadă principalele atracții, dar nu-i nimic, suntem optimiști. Yay! Se pare că acestea sunt caiacele noastre. Super tare, deci o să se vadă apa și lacul extrem de frumos. Mamă mia, uitați cum se vede apa. Zici că e aur aici. Da, Ion zice că e aur aici. Nisipul este aurit. Yeah, it looks like gold, but it's full of gold. Cum se vede apa. Superb! Deci de-abia aștept. Wow. Ion este mai mult decât încântat, entuziasmat, cucerit. Și
Și apropo, aceasta este una dintre activitățile ce nu trebuie ratate dacă ajungeți în zona Lake Tahoe. Majoritatea fotografiilor care promovează acest lac promovează și ideea de kayaking. Recunosc că am emoții, nici nu am plecat de la țărm. Da, uită-te la domnul cu paddle surf-ul. De tare. N-aș avea curaj, sincer. At a constant temperature of right about 37 degrees. So cold water. Superbă plimbarea, chiar liniștitoare, așa, bine, suntem aproape de țărm și pentru mine asta este extrem de important. Îți place? Da, îmi place. Ce faci? Ai luat o pauză? Am luat o pauză de la pustic, nu? În dreapta noastră se află Cave Rock, o stâncă destul de cunoscută, ce datează de acum câteva milioane de ani. De fapt, este formată din lava, rezultată în urma unei erupții vulcanice. Aici există o activitate vulcanică sub acest lac și se formează tsunami-uri când seismele sunt destul de puternice. Această casă a costat 6,6 milioane de dolari, destul de mare, și are și ponton privat. Nu-i rău deloc. Așa, am dorat de partea aia. Bravo, uite, ne face mușchi. În această zonă dețin proprietăți Elon Musk, Zuckerberg și Tiger Woods și vin des. Aici se plimbă pe lac fie cu barca privată, fie cu caiacul și vreau să spun atât, mă dor mâinile, deci febromusculară, scrie pe mine. Cred că acesta este cel mai frumos punct văzut aici la Lake Tahoe. Uitați-vă puțin cât de clară este apa și pădurea așa completează un peisaj superb, sublim de fapt. Acesta este cuvântul. Mi se pare incredibil. Ce zici? E super peisaj. Super, super. Deci, cum se vede apa aici, e atât de clară imaginea. Vezi că e o piatră aici, poți să dai un pic așa? Hai Ion, știm că poți. Modifică cursul. Ion, ne lovim de piatră. Și am evitat piatra la mustață, dar uitați-vă cât e de frumos, Doamne! Ireal, ireal, efectiv, ăsta e cuvântul care definește cel mai bine zona asta. Parcă e dintr-o poveste, așa. Îmi place foarte mult că e apa limpede și are o culoare așa verzuie spre turcoaz. Natura completează acest peisaj miraculos și e unic, probabil.
Deci noi am vâslit acum 2 mile și vom vâsli înapoi tot 2 mile. Suntem buni, chiar suntem forță. Nu mi s-a părut atât de greu. Apa este extrem de liniștită, de aceea nici nu simți efortul. Sunt valuri așa, pe porțiuni foarte mici și sunt extrem de mici valurile, vă dați seama, sunt insesizabile de cele mai multe ori, dar e atât de liniștitor să te plimbi pe acest lac și să vezi minunăția asta. Extraordinar, deci mie mi-am trecut așteptările cu mult. Exact ce spuneam de valuri, deci... Sunt valuri aici, dar e ok. Like a boss. Am obosit. Ion a obosit dând la vâsle. Urmează Andreea. Nu mișca, Ion. Și ajungem la mal. A trecut foarte repede timpul. Cred că am stat mai bine de o oră și jumătate. Aș zice 2 ore. 1 fără 20? E, o oră și 40 de minute, cam așa. Foarte faină plimbarea și recomandăm să veniți aici într-un weekend sau în vacanță, cine știe. Mi se pare unul dintre obiectivele de neratat de aici din state, mai ales dacă sunteți iubitori de natură, de drumeții, de plimbări pe lac, de sporturi nautice, chiar și de relaxare, pentru că e un loc așa care te încarcă cu energie și care te reîntoarce la frumusețile simple ale vieții, de fapt. Mâine, 3 septembrie, este o zi foarte importantă pentru Alexandru Măzgăreanu, cel care semnează regia spectacolului Sonata de Toamnă, motiv pentru care, având în vedere că mâine va fi avanpremiera spectacolului la Teatrul Notara, l-am invitat în această dimineață alături de noi pentru a-l ajuta să se debaraseze de anumite emoții pe care le-a resimțit, să ne povestească și nouă despre spectacol, iar el în această dimineață a venit însoțit de Laura Vasiliu, actriță, cea care o interpretează pe Eva în spectacol. Bună dimineața și bine ați venit la noi! Bună dimineața! Nu știu pe cine să iau un colimator prima și prima dată. O să încep cu tine. O să mă bazez pe faptul că ai foarte multe emoții de împărtășit în această perioadă. Care sunt emoțiile pe care ai putea să le nominalizezi acum în prag de avanpremieră? Emoțiile firești pentru orice fel de premieră. Curiozitatea de cum o să reacționeze publicul la spectacol, cum vor primi povestea. Sunt lucruri normale pentru orice fel de premieră. Eu nu știu spectacolul, voi amândoi îl cunoașteți și am ocazia să aflu două perspective asupra lui în această dimineață. Laura, tu cum ai perceput acest spectacol și ideile pe care vrea să le transmită celor care îl vor urmări? Da, este un spectacol foarte frumos, e un spectacol complex, e un rol. Rolul meu este... Am avut mari emoții să mă apropii. Laura, o să te rog din suflet să mă ierți, pentru că avem o mică problemă tehnică și încercăm să îți aducem un microfon pentru a reuși să te auzim foarte, foarte bine. O să profit de ocazie, Alex, să te rog pe tine să preiei această întrebare și să-mi povestești perspectiva ta până când rezolvăm și aflăm și ceea ce Laura vrea să ne povestească. E un spectacol care este de fapt o adaptare după filmul Sonată de Toamnă lui Berman. E o poveste foarte emoționantă legată de niște traume și de o confruntare foarte vulcanică între o mamă și fiica ei. Și după foarte mulți ani se spun niște lucruri pe care fiica le-a ținut în ea aproape 40 de ani. E vorba despre o familie care locuiește într-o comună destul de izolată undeva din Norvegia. Eva și soțul ei este un pastor și
mama ei vine în vizită după ce nu s-au văzut timp de 7 ani de zile. Și de aici ajung să se întâmple niște lucruri, între ele două, nu o să vreau să divulg foarte tare ca să nu stric surpriza celor care vor veni să vadă spectacolul. Laura, de ce crezi că e important să vorbim despre traume și să conștientizăm existența lor în viața noastră? Ca să le rezolvăm, în primul rând. Și în al doilea rând, e mai puțin dureros să le vezi expuse pe o scenă și atunci să faci cumva, să le asociezi cu traumele din viața ta. Cred că de asta. Cum au fost repetițiile voastre pentru acest spectacol? Știu că lumea artistică traversează o perioadă destul de incertă din anumite puncte de vedere. Ai avut vreodată emoții de-a lungul pandemiei să mergi la repetiții? Nu, n-am avut nicio problemă cu pandemia. Adică, sigur, m-am gândit la eventualele pericole, dar noi eram de dimineață până seara împreună, aceiași oameni, puțini, practic eram oarecum feriți. Și am muncit mult, intens, și ne-a folosit această perioadă. Alexandru, pentru tine experiența regizorală în cadrul acestui spectacol ce reprezintă? Vorbeai despre traume, există și o latură terapeutică a acestui proces pentru tine? Nu, n-aș denumi o chiar o latură terapeutică. E o temă care pe mine mă emoționează și mă interesează și au mai fost și alte spectacole care au abordat tema asta într-un fel sau altul. A fost o perioadă foarte densă, repetițiile n-au fost pe o perioadă foarte lungă, au fost chiar pe o perioadă destul de scurtă, dar timpul petrecut acolo a fost destul de intens. Au fost vreo 6 săptămâni în care am stat zi de zi, cam aproape 6-7-8 ore pe zi acolo, ceea ce e destul de mult. Și a fost o perioadă ok, apropo de ce spuneai mai devreme, am avut noroc că nu s-a îmbolnăvit nimeni și n-a trebuit să suspendăm repetițiile. Și a fost o perioadă în care fiecare actor cred că a reușit să încerce niște lucruri noi, a fost provocat de fiecare de partitura pe care a avut-o și s-a legat așa o energie foarte, foarte specială între noi în perioada aia și sper ca lucrul ăsta să se vadă și în spectacol. Laura, tu cum ai interacționat cu Eva, personajul pe care îl interpretezi? Ce tip de partitură este Eva? Este o partitură pe care cred că și-ar dori orice actriță și pentru care îi mulțumesc lui Alexandru că a avut încredere în mine și cred că ar fi foarte bine chiar să fie studiată la școala de teatru. Este un rol profund, e un rol la care ajungi cumva raportându-te și la propriile experiențe, pentru că altfel nu poți să asumi acele traume din copilărie și după aia din viața ei. Aș vrea să vină publicul să vadă, să înțeleagă, să se îndrăgostească de spectacol. Ce să zic, n-a fost ușor, dar cu cât e mai greu, cu atât e mai ofertant. Crezi că ai fi fost pregătită poate în urmă cu 2 ani înainte de pandemie să o percepe Eva așa cum o percepe astăzi? A venit rolul când aveai nevoie de el, când erai pregătită pentru el? Da, cred că da. Înainte cu 2 ani poate încă puteam să o percep, înainte cu 10, însă nu știu dacă aș fi înțeles-o până la capăt. Ei se întâmplă niște lucruri foarte grave în viață și îți trebuie totuși o maturitate să le pătrunzi și să le asumi. Alexandru, în contextul pandemiei, care crezi că sunt emoțiile care fac acest spectacol relevant pentru cei care vor veni să-l privească? Cred că el e relevant indiferent de pandemie sau nu. Adică n-aș zice că e o poveste care să aibă vreo legătură cu pandemia. Acum, bineînțeles că orice ieșire în oraș, la un spectacol de teatru, la un concert, la un film, cred că e
are așa o notă de inedit, mai ales după ce anul trecut lucrurile au fost destul de complicate din punctul ăsta de vedere și iată că anul ăsta lucrurile încep cât de cât să revină pe un făgaș normal și sper să găsească niște soluții în așa fel încât să nu se mai închidă sălile de spectacol. Iar legat de spectacolul nostru, cred că lucru care pe mine mă emoționează cel mai tare este faptul că, și cred că ăsta iarăși e un lucru pe care sper ca publicul să-l ia cu ei, publicul să-l ia cu el după ce pleacă de la spectacol, e că e vorba despre niște adulți care în esență sunt tot niște copii care au nevoie de iubire. Cred de multe ori că iubirea poate să fie răspunsul la toate întrebările pe care ni le adresăm sau măcar o parte din rezolvare, pentru că de multe ori ne întrebăm cine suntem, de unde venim, de ce suntem aici. Nu cred că o să aflăm vreodată răspunsul, dar poate că iubirea e o cale. O cale prin care putem să trăim mai frumos și să ajungem la linia de finish împăcați cu tot ceea ce am făcut. Mă bucur că v-am cunoscut astăzi și vă mulțumesc că v-ați alăturat matinalului. Și noi mulțumim pentru invitație. Vă simt cumva voi între voi, într-o oarecare măsură, nu știu exact cum să exprim energia pe care am simțit-o, dar e ceva care mă îndeamnă să descoper spectacolul, așa cum vreți voi să ni-l oferiți și așa cum poate îl feriți în acest moment de telespectatorii noștri. Se creează acest suspans și acest interes. Vă mulțumesc, vă felicit și mult succes mâine seară. Mulțumim! Mulțumim! O să luăm o scurtă pauză, să știți, dar revenim cu încă o invitație la încă un eveniment și de asemenea vorbim puțin și despre latura estetică. Nu vă spun mai multe, vă las pe voi să decideți să rămâneți alături de noi, pentru că durează pauza cam 5 minuțele. Eu zic că e timp suficient să mai beți o gură de cafea, să mai respirați puțin și să rămâneți aici.